cel nerecunoscător. A fost odată un leu puternic ce-și ducea viața într-o peșteră a unui munte înalt. O singură supărare avea acest leu. În timp ce dormea, un șoricel se obișnuise să-i roadă coama. La un moment dat, leul se sătură să se trezească cu coama roasă și merse în oraș să-și cumpere o pisică care să-l scape de șoricel. Cum pisica nu vroia să-l urmeze pe leu în peștera sa, acesta trebuie să o ademenească cu bucăți de carne. Pisica rămase așadar la leu, iar șoricelul, de frica ei, nu mai ieșea din mica sa vizuină. Leul dormea acum fericit, iar când mai auzea uneori chițăitul supărat al șoarecelui, îi mai arunca pisicii o bucată de carne pentru a o stimula să-l țină la distanță. Toate bune și frumoase până când, într-o zi, șoricelul, lihnit de foame, și-a părăsit vizuina. A încercat să păcălească pisica, dar nu a reușit să-i distragă atenția cu nimic. Pisica, ce atât aștepta, îl prinse pe dată și lânghiți cât ai zice pește. Leul dormita în continuare, fără să-i pese prea tare de ce se întâmpla în vizuină. Totuși, nemai auzind șoricelul prin preajmă, nu se mai simchisi de soarta pisicii și nu-i mai dădu nicio bucată de carne, căci acum nu-i mai vedea rostul. Aceasta părăsi într-un final peștera leului cel nerecunoscător înainte de a sfârși răpusă de foame. După ce plecă pisica, leul se întrebă: ce fac dacă apare alt șoricel?